ziua, dragi vizitatori, iată-ne și azi, vineri 24 noiembrie, la un nou șir de evenimente la Editura Herald, la standul Editurii Herald. Primul eveniment care deschide ziua de azi, de vineri, vom vorbi despre colecția Autobiografia a Editurii Herald și despre trei titluri foarte, foarte interesante. Este vorba despre autobiografia lui Winston Churchill, Anii tinereții mele, Nikola Tesla, Invențiile mele și, de asemenea, Victor Hugo, Autobiografia mea intelectuală. Alături de mine este doamna Anca Irina Ionescu, traducător, slavist, profesor universitar. Îl așteptăm din clipă în clipă și pe domnul Ion Bogdan Lefter să ni se alăture. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre colecția Autobiografia, pentru că este o colecție, este o colecție foarte importantă. Ea are întotdeauna ceva de oferit prin titlurile, prin titlurile sale pentru toți cititorii. Caracterul dinamic al colecției Autobiografia este imprimat, în primul rând, de varietatea personalităților prezentate și a domeniilor în care s-au remarcat aceste personalități. Vorbim despre politică, despre știință, despre filosofie, literatură, psihologie sau spiritualitate. Oricine se poate simți încurajat, raportându-se la inovatori ce inspiră prin perseverență și tenacitatea cu care ei și-au urmărit ideile, prin caracterul, metodele și scopurile care la vremea lor au scandalizat, uimit sau chiar au transformat societatea. Și aș face o mică și o foarte scurtă referire la alte titluri din colecția Autobiografia. Vorbim despre biografia lui Romain Rolland, O viață legendară a lui Mahatma Gandhi, de asemenea despre William Butler Yeats, Memoriile mele, Mark Twain, capitole din Autobiografia mea, de asemenea Charles Darwin, Viața mea, și cele trei pe care vi le-am enumerat puțin mai devreme. Traducând Mark Twain, traducând Tesla, traducând Churchill, referitor la cartea Invențiile mele ale lui Nikola Tesla, aș vrea să vă întreb, doamna Anca Irina Ionescu, care sunt inovațiile lui Tesla care v-au impresionat cel mai mult? Și o să spunem și faptul că noi avem niște planșe pe care le vom arăta publicului, care vor ilustra mult mai bine aceste autobiografii. Bună seara, mă bucur să vă revăd aici. Nikola Tesla este o figură fascinantă, absolut încântătoare. Eu am presă că nu se aude. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne cerem scuze pentru întârziere. Ne ruiază. Adică la este de vină. Vreau să vă anunț că lansarea... Spuneam că este o figură absolut fascinantă. De ce? Să încercăm cu asta, poate merge mai bine. Este o figură cu totul fascinantă prin soarta lui, prin absolut tot ceea ce a făcut, începând chiar de la naștere. Vă puteți imagina că s-a născut, nu se știe când, la sfârșitul unei zile sau începutul altei zile. Soarta a vrut că atunci când a început travaliu mamei lui să fie o furtună cumplită, exact la miezul nopții, deci la ora 24 sau 0, a trăsnit și atunci a apărut pe lume și Tesla. Deci el e născut la cumpăna dintre cele două zile și ziua lui de naștere este când una și la alta. Începând cu această dată de naștere, toată viața lui este un șir de întâmplări fascinante. A fost un om care a inventat tot ceea ce se vede în jurul nostru, absolut tot ceea ce utilizați dumneavoastră astăzi, inclusiv sistemul de aprindere de la mașinile dumneavoastră. Dimineața când plecați la serviciu și băgați cheia în contact, să vă amintiți, Tesla este cel care a inventat-o. Nu există absolut nimic aici care să nu fie din mintea
a lui Tesla. O personalitate absolut fascinantă prin viața lui și spunea prin invențiile lui. Cel mai important, aș zice, este faptul că a inventat curentul alternativ. Este cel pe care îl folosim astăzi, dar aici soarta lui a fost extraordinar de dură. În general, destinul lui a fost foarte nefericit. A trăit sărac, a murit sărac, a murit chiar, aș putea spune, de inaniție. Nu că ar fi vrut, dar oricum cam de nemâncare. De ce spun că acest curent alternativ este invenția lui? Pentru că a lucrat în serviciul lui Edison. Edison la vremea respectivă era un nume afirmat, era bogat, avea bani, investitori și promova curentul continuu. Ce este acest curent continuu? Este primul curent, primul tip de curent care s-a folosit, care este și el foarte bun, numai că are câteva dezavantaje majore. Unul este pentru noi, așa, care nu ne pricepem la tehnică, că fiecare consumator trebuie să fie legat de centrală. Deci imaginați-vă dumneavoastră centrala undeva în mijlocul cartierului și sute și sute și sute de fire care merg în oraș și se leagă de fiecare consumator. Și atunci vă veți întreba, bine, dar dacă a venit Tesla cu sistemul lui care nu presupunea așa ceva și putea să distribuie electricitatea la mare distanță, de ce n-a avut succes? N-a avut succes pentru că oamenii investiseră deja în Edison și în curentul continuu și ar fi semnat să își piardă toți acei bani ca să investească în acest curent alternativ. Totuși, viața merge înainte, noi folosim acum curentul alternativ. Tesla nu a încasat niciun ban, a vândut brevetul aproape pe gratis, numai ca să-și vadă cu ochii invenția pusă în slujba omenirii. Mai mult chiar, Tesla a vrut la un moment dat să producă curent electric, spunea el, gratuit pentru toată lumea. Vă dați seama, invenție extraordinară. Are vreo șansă? Nu, categoric nu. Pentru că cine e acela care să dea pe gratis o asemenea bogăție? Deci, iată ceva care este minunat, dar imposibil de realizat, nu din cauze tehnice, ci din cauze profund umane. S-a considerat că IQ-ul, deci nivelul de inteligență al lui Tesla, este cel mai mare cunoscut până acum, mai mare decât al lui Einstein. Este același nivel de inteligență, același coeficient de inteligență ca al lui Leonardo da Vinci. Iar eu am văzut de la bun început această mare asemănare între cele două personalități absolut de excepție. Amândoi au trăit cu câteva zeci sau sute de ani înaintea vremilor și au fost puși în imposibilitate de a-și realiza rodul minții din cauze tehnice sau sociale. Tesla era fascinant și prin multilateralitatea preocupărilor lui. Poate nu vă vine să credeți, dar a preconizat cu zeci și zeci de ani înainte că va exista o agenție care se va ocupa de puritatea apelor. Spunea el a murit în 43, dar spunea deja că în perioada interbelică apele erau murdare, apele oceanului erau poluate. Dar noi abia după vreo 50-60 de ani ne-am dat seama de acest lucru și acum ne luptăm din greu cu această extraordinară povară. Iar de el o vedea de atunci. O personalitate cu totul ieșită din comun. N-a avut niciodată niciun fel de legături cu nicio femeie. N-a iubit absolut pe nimeni. Nu se cunosc, da? Zâmbiți? Sigur că da. Este tare, este cu totul deosebit. Mi se pare că nici Leonardo n-a avut de a face cu nicio femeie, dar aici a existat o altă relație. El nu a avut nici astfel de relații. A fost cu totul și cu totul îndrăgostit numai de fulgerele lui. De fulgerele lui, care la un moment dat erau atât de puternice încât trotuarele scânteiau, la fiecare pas pe care îl făceau trecătorii se realiza un arc electric între talpa lor și trotuar. Iar acasă, când dădeau drumul la robinete, iarăși era un curent electric. Era puțin obsesiv, avea o tulburare compulsivă, obsesivă, cum am spune noi astăzi. De ce? Printre altele, era obsedat de cifra 3. Totul trebuia să fie
fie 3 sau multiplu de 3. N-a avut niciodată o locuință. A trăit în hoteluri, a locuit numai în hoteluri. Și în aceste hoteluri, camera lui trebuia să aibă un număr obligatoriu divizibil cu 3. Altfel nu locuia în ea. Tot ceea ce făcea trebuia să fie înmulțit cu 3, 3 cești de cafea. Și o altă trăsătură, tot compulsivă, obsesivă, dar care l-a ajutat foarte mult în cariera lui, era că nu putea să lase nimic neterminat. Deci dacă începea ceva, era obligatoriu să și termine. Așa spune, nu știu de ce m-am apucat să citesc Voltaire 120 de volume, nu mai știam cum o să le termin, dar nici nu puteam să le las. Iată-l cum arată, vedeți ce bărbat frumos era. Chiar, da, așa arăta în tinerețe. Când a murit, m-am gândit să vă aduc un tablou de-a lui, un portret de-a lui, cu puțin timp înaintea morții, dar este absolut deprimant. Este reprezentată în această planșă împreună cu un foarte bun prieten al lui, cred că l-ați recunoscut, Mark Twain, despre care, a cărui autobiografie, capitole din autobiografie au fost publicate de editura Herald, și care, spune el, l-a vindecat de o boală misterioasă. Spuneam că totul la el e fascinant. La un moment dat, în adolescență, s-a îmbolnăvit. Nu se știe de ce. Nu era niciun tratament, medicii l-au lăsat să moară. N-a murit, s-a făcut bine și spune el, m-am făcut bine cu cărțile domnului Clemens, pentru că Mark Twain, știți, probabil este pseudonimul lui Simon Clemens. Deci m-am făcut bine cu cărțile lui, după care au devenit foarte buni prieteni și în acea dispută pentru curentul alternativ, în care el era împotriva lui Edison, se ridica împotriva marelui Edison, Mark Twain este cel care i-a ținut partea. Și nu numai că i-a ținut partea, l-a ajutat să demonstreze un lucru esențial. Unul din argumentele lui Edison era că curentul alternativ este foarte periculos și omoară oamenii. Dar Mark Twain a avut încredere în Tesla și au organizat împreună mai multe experimente. Uitați-l aici, este Mark Twain care ține un glob, această fotografie este destul de cunoscută, ține un glob prin care trece curentul electric. De fapt, corpul lui Mark Twain este conductorul prin care trece curentul electric. Iată-l și aici. La fel, deci el nu s-a temut de acest lucru, s-a lăsat străbătut de curentul electric numai ca să îl ajute pe prietenul lui. Și pot să povestesc și o anecdotă. La un moment dat, Mark Twain suferea de constipație, suferea cumplit, erau niște dureri îngrozitoare și s-a plâns lui Tesla, la care Tesla a spus, nu e nicio problemă, eu pot să rezolv problema asta, dar trebuie să ai grijă când îți spun să cobor, să cobor. Și a organizat o mică platformă pe care el stătea, s-au produs niște vibrații pe care stătea Twain, s-au produs vibrații electrice și la un moment dat i-a spus pleacă, pleacă, pleacă. Dar Mark Twain zice, dar eu mă simțeam așa de bine că am zis de ce să plec. Din păcate, costumul lui alb, imaculat, a avut de suferit din această cauză. Așa povestesc martorii oculari și însuși Mark Twain. Ca să vă convinc de mintea strălucitoare a lui Tesla, am să vă arăt acest lucru. Ce este aceasta? Este schema unui motor, da? Am mai văzut cu toții, nu e mare lucru, vă spune ei și ce. Ei și ce? Tesla nu știa să deseneze, desena prost. În liceu a avut nota cea mai proastă la desen. Nu-i plăcea să deseneze. Ei bine, o astfel de schemă, el nu o desena, o avea în minte. Fiecare sârmuliță, fiecare rotiță și șurubel le avea în minte. Nu numai că le avea în minte, le punea să funcționeze tot în minte și bineînțeles că prima dată nu mergeau bine. Atunci corecta, inversa sârmulițele, mai scotea un șurubel, mai punea altul, tot în minte. Și tot așa testa o dată de două ori, de câte ori era nevoie, până când în mintea lui totul mergea foarte bine. Și abia atunci lăsa pe cineva să deseneze ca să poată, sigur, alții să construiască motorul respectiv. Ce minte putea să aibă un astfel de om? A fost și poet. S-a discutat foarte mult dacă este sârb, croat, român sau extraterestru. Extraterestru, pentru că v-am spus că s-a născut exact când a bătut, cine a bătut? Un fulger, un trăsnet în intervalul acela. Nu este extraterestru, se pare că totuși era sârb, el oricum se recunoștea sârb, titlul sat croat și cu o minoritate sârbă.
Oricum, important este că era și poet. A luptat pentru afirmarea poeziei sârbe, a scris o carte de poezii împreună cu un coleg american. El a tradus poeziile din sârbă în engleză, în formă filologică, acela le-a versificat și după aceea poetul acela, Underhill, i-a dăruit un volum chiar Reginei Maria. La Biblioteca Academiei se găsește acel volum de versuri, e tradus de Tesla și de Underhill. Iată că este o personalitate cu totul deosebită. Mulți din laureații premiului Nobel au luat premiul Nobel pe invențiile lui. De exemplu, razele Röntgen, razele X, au fost descoperite înainte de Röntgen de el. El a făcut primele radiografii și le-a numit umbrografii. Foarte corect, nu? Umbrografii. După ce a luat Röntgen premiul Nobel, el a zis, nu contează, sunt mulți care au luat premiul și patente, au luat premiul Nobel pe patentele mele. N-a luat premiul Nobel niciodată, a fost propus în același an cu Edison și amândoi au refuzat. De ce? Nu se știe. Invențiile lui sunt atât de fantastice, încât în momentul în care a murit, toată camera lui a fost sigilată, FBI-ul a intrat și a luat toate documentele, care nu au fost desigilate toate nici până acum, deși au trecut mai mult de 70 de ani. Regula arhivelor spune că după 50 de ani arhiva poate fi deschisă. Ei, aici a fost întredeschisă. Unele documente pot fi studiate, altele nu. Se pare că a descoperit și raza morții, a descoperit și bomba atomică, dar toate aceste invenții ale lui rămân încă sigilate. Și pentru că eu sunt femeie și nu pot să nu fiu puțin feministă, vreau să vă spun că era și un mare feminist. El nu vedea deosebirea între capacitatea intelectuală a femeilor și a bărbaților și a afirmat de multe ori acest lucru. Din acest motiv, mie mi-a fost extraordinar de drag. Și la început, când editura mi-a propus să fac și o prefață, mi s-a părut că numărul de semne propus este foarte mare. Era cam tot atâta cât era toată autobiografia lui. Și am zis, Doamne, ce am să scriu eu aici? Iar după aceea, când am terminat, din această mare iubire și admirație a mea pentru el, s-a făcut în așa fel încât a trebuit cam jumătate să mai tai. Deci acesta este marele Tesla. Iar în continuare ar trebui să vorbim despre alții. Nu, trebuie să merg. În continuare vom vorbi despre Winston Churchill, Anii tinereții mele, volumul autobiografic. Chiar vreau să spun la un moment dat, făcând o mică remarcă la Tesla, că se pare că la un moment dat și-l revendicau și croații, îl revendicau și sârbii, și se, da, exact, și în unele documente se pare că cei de la Academia Suedeză nu au fost de acord cu acordarea premiului Nobel atât pentru Edison cât și pentru Tesla. A venit alături de noi și domnul Ion Bogdan Lefter. Începem? Începem, da? Că vreau să terminăm. Bun, vom vorbi despre Winston Churchill. Să le spuneți noastre câteva cuvinte despre cărțile pe care le-ați citit și apoi revenim la Victor Hugo. Bună seara! Bună seara, doamnă, domnilor, domnilor! Să știți că am întârziat motivat, lui Sorin i-am spus că vă voi prinde din urmă, căci a trebuit să ajut și alți colegi. Încât acum nu știu exact cum a decurs, ați vorbit despre Tesla. Pot să spun ceva despre toate trei și despre colecție.
doar nu o să spună cineva din partea editurii că să nu vorbesc despre colecția editurii. Că, din potrivă. Mulțumesc și de data asta pentru invitație. Am mai fost invitat să vorbesc la lansări ale unor titluri din această frumoasă, plăcută, foarte instructivă colecție de biografii, autobiografii, de oameni faimoși, evident. Acum, Hugo, Tesla, Churchill, altă dată alții. Cărțile deja apărute și presupun că veți merge mai departe cu noi și noi titluri. S-au scris, se scriu biografii de oameni celebri și multe mari personalități și-au consemnat experiențele. Și sigur că e vorba și de scriitori, dar numai de scriitori. Când e vorba despre scriitori, în genere experiențele, cum se spunea cu un verb care astăzi e desuet, experiențele erau transfigurate în opere, în opere de ficțiune. Dar avem destule scrieri non-ficționale, biografice, autobiografii propriu-zise, memorii sau alte feluri de amintiri mai libere, jurnale, de asemenea, din partea unui număr important de scriitori. Scriitori, nescriitori, artiști, neartiști, oameni de știință, politicieni, ne interesează despre toți cum au trăit, ce au gândit, în ce fel personalitățile lor, individualitățile lor exemplare s-au constituit și s-au exprimat. De data asta, editura Herald, în efortul acesta de a continua colecția, un efort pe care îl consider valabil, de data aceasta, editura Herald propune în colecție trei volume minunate care nu sunt propriu-zis autobiografii. Unul dintre ele, cartea lui Churchill, este scrisă ca o carte de memorii, dar e scrisă ca o carte de memorii parțiale. Amintirile de junețe de până la un anumit punct al carierei lui. În cazul lui Hugo, nu e de fapt deloc o autobiografie, ci e vorba despre o selecție din manuscrisele târzii, din caietele pe care Hugo le-a lăsat și unde sunt reflecții de viață, unele și nu puține de factură aforistică grupate în pagini speciale de aforisme, altele de reflecție mai generală. Ele, dacă Hugo ar fi fost un autor mai apropiat de noi, cronologic vorbind, dacă ar fi fost un contemporan al nostru, să spunem, dispărut recent, i s-ar fi publicat toate aceste scrieri în într-o ediție de genul celei care s-a făcut lui Cioran, caiete, le caiete, adică recuperarea maculatoarelor, a notițelor, a caietelor de notițe. Acest tip de recuperare e caracteristic modernității târzii și postmodernității care s-au arătat interesate să aibă acces la șantierele de lucru. În schimb, când Hugo s-a stins din viață, încă se practicau și erau favorizate scrierile rotunde, compacte, care aceste scrieri ale lui Hugo s-au publicat cu titlul autobiografie. Iar cartea lui Tesla, mărturiile de viață ale lui Nikola Tesla, sunt de fapt un ciclu de câteva articole dezvoltate, nu articole scurte de ziar, ci de revistă, în care Tesla își rememorează cu intenție, într-adevăr, autobiografică parcursul, dar ansamblul este subțirel, mai degrabă ca de o broșură decât de o carte, drept care traducătoarea și îngrijitoarea ediției, prefațatoare, a dezvoltat mult prefața, bănuiesc în acord, în conspirație cu editura, pentru ca să se constituie un volum cu aspect de carte și nu de broșură. Sunt, deci, texte de trei mari personalități transformate în cărți în urma unor operațiuni de autor și respective editoriale diferite, de tipuri diferite. Rezultatul, cum am spus, am avut grijă să nu se înțeleagă pe parcurs că vreau
vreau să dezvălui vreo trăsătură de ordinul improvizației sau al incompletitudinii. Nu, am spus de la început, repet, rezultatul este absolut lăudabil și pasionant. E pasionant, sigur, să-l citești și pe marele scriitor până la urmă, Winston Churchill, cum se știe, unul dintre politicienii de vârf decisiv pentru istoria universală a secolului 20. În același timp, premiat ca scriitor, ca scriitor de memorii și de scrieri, de reconstituiri, de epoci istorice, celebrele lui mari fresce despre cele două războaie mondiale, deci un autor de scrieri, hai să vă spunem, istorice și biografice, însă cu atâta talent scrisă, el a scris și proză și alte lucruri, dar e faimos pentru memorii, în primul rând, și pentru panoramele celor două războaie. A fost premiat de jurul Nobelului ca scriitor, ca scriitor adevărat. Splendide amintirile lui, cu șarmul pe care Churchill îl avea și înscris și în viață, cu umorul lui britanic pe care cred că îl putem savura și noi, latin fiind, eu sunt și anglist, așa că l-am savurat din plin. Celelalte două cărți ne putem, spuneam, delecta cu diversele tipuri de reflecții, când aforistice, când mai dezvoltate, ale lui Hugo. Și vă mărturisesc, deși ca anglist, la fel ca Mirel Rodina, colegul meu de an de facultate, ar trebui să ne exprimăm preferința pentru Churchill. Dar preferința mea dintre astea trei, dați-mi voi să mă adresesc, este Tesla. O personalitate despre care cu toții am auzit, știm cam ce a descoperit el mai important, curentul alternativ. Când eram copil, părinții mei aveau, nu mai știu ce aparate, magnetofon, Tesla. Numele a fost preluat și în terminologia științifică, e unitate de măsură pentru nu știu ce. Dar dincolo de datele astea de cultură generală, destul de simple, simplificate despre Tesla, eu unul nu știam ce am aflat din cartea asta și m-a făcut paf complet. Un individ atât de interesant, cu o structură psihică atât de specială, atât de fanatizat într-un anumit sens în ce privește vocația lui, inteligența lui atât de ascuțită încât a fost și cuantificat la vârful topului IQ-ului din istorie, cu 200 de unități IQ, de coeficient de inteligență. Atât de convins că misiunea lui este gândirea, reflecția și descoperirea, încât încă din adolescență a început să-și educe autofocalizarea. Atât de spectaculos Nikola Tesla, încât și cu, probabil, pe lângă IQ-ul lui ieșit cu totul din comun, probabil și cu niște facultăți mentale, nu doar educate, ci și genetice, pentru că ajunge în momente de mare tensiune și de poală eventual, la trăiri paranormale, viziuni, lucruri pe care le relatează cu toată seriozitatea, nu pare să bată câmpii inventând. Păstra în amintire foarte vii și niște momente din copilărie în care pe punctul să se nece, să moară în ultimele secunde, panica acelor împrejurări l-a făcut să îi se acutizeze capacitatea de analiză a situației și să găsească soluții aproape miraculoase de salvare. Toate lucrurile astea convergând către maturitatea lui de mare cercetător, mare om de știință și inventator, cu
aceste capacități autoeducate duse până la ceea ce el a explicat și se poate citi și în această carte, capacitatea de a își imagina obiecte și experiențe științifice în minte, deci în tridimensionalitate, în așa fel încât făcea în gând tridimensional, desfășura experiențe cu inovațiile proprii în gând, seziza imperfecțiunile aparatelor și le corecta, explicând apoi în aceste texte, articole autobiografice, că el nu este pentru lucrul în colectiv și experimental în laborator, unde asamblezi, faci efectiv un aparat nou, îl testezi și apoi, dacă vezi că nu merge în punctul X sau în Y, perfecționezi până ajungi la un produs rezistent, care să stea în picioare. Nu, spune ăsta. Adevăratul inventator trebuie să trăiască în solitudine, pentru că numai singur ai timp să te gândești și să inventezi cu adevărat. Nu pierzi vremea socializând. Cum pierdem noi acum vremea? Probabil că niciunul dintre noi nu e sortit să inventeze ceva epocal pentru omenire, cu electricitate sau cu alte lucruri. Și nu trebuie să aplici practic în laborator, să faci teste multiple, corecții și apoi să ajungi la produsul efectiv, pentru că pierzi timp, costă și așa mai departe. Trebuie să faci toate lucrurile astea în gând și să produci numai produsul final, de parcă ai fi parcurs etapele celelalte. Sunt niște lucruri formidabile pe care acest individ bizar și cu viziuni de flăcări și de fulgere și cu alte lucruri le-a trăit și a prelungit destul de mult viața, nu a trăit, a fost octogenar, avansat, într-o epocă în care nu se ajungea frecvent la vârstele de astăzi. Ajunsese, înțeleg, spre final să se hrănească numai cu lapte și miere, pentru că le considera singurele alimente pure. Celelalte, să știți că le fac rău și ne scurtează viețile și ne slăbesc acuitatea celulelor cerebrale. Tocmai am băut o cafea, deci acuitatea mea cerebrală e scăzută. Așa încât mai mult decât atât, nu cred că sunt capabil să produc la ora asta, pentru n-am aplicat rețetele lui Tesla, deși am citit, le-am citit și aș fi putut în zilele care au trecut de când mi-a dat Sorin cărțile să mă purific măcar parțial, nemai mâncând, nemai făcând nimica contraindicat. Dincolo de glume, sunt cărți care, fiind biografii, cu toată anecdotica pe care o viață o presupune, sunt și cărți instructive, spuneam la început, dar și agreabile, amuzante. Cred, deci, că nu greșesc foarte mult sublinind și asemenea lucruri glumeți. Sunt cărți foarte, foarte plăcute la citit și din care avem cu toții de învățat, așa încât de la un mare poet, Hugo, de la un mare politician și prozator, Churchill, și de la un mare savant, inventator, Nikola Tesla, ca și de la cei deja incluși în colecție. Și ce veți mai adăuga de aici înainte, avem cu toții de luat. Așa încât luați cărțile și citiți-le că merită, categoric. Mulțumesc mult domnului Ion Bogdan Lefter. Doamna Ianca Irina Ionescu, vreau să-i adresez o întrebare. Cum l-a simțit pe tânărul Churchill? Da, l-am simțit. Da, interesant acest Churchill. Dacă observați, cartea e foarte groasă. De ce vă atrag atenția asupra acestui lucru? Pentru că eu n-am văzut-o decât aici, acum, la stand, înainte, n-am văzut-o și nu mi-am dat seama că e așa de groasă. Deci, imaginați-vă, am tradus-o, eu când traduc o carte, o citesc de 3 ori. Deci am citit-o de 3 ori și n-am știut că e așa de groasă. Ce înseamnă asta? Este pasionantă. Atât de tare m-a tras și m-a pasionat încât
când afară erau 35 de grade, iar eu nu am aer condiționat în casă. Ca să vă dați seama câtă pasiune mi-a trezit acest micul Churchill. Micul Churchill și fericit editura pentru această alegere, pentru că Churchill a scris mai multe autobiografii. Asta este prima, cuprinde perioada de la vârsta de 7 ani când merge la școală, până în 1908 când se căsătorește și intră în Parlament. Este perioada, aș zice eu, cea mai puțin cunoscută. Sigur că noi știm când devenise deja un politic important, dar această perioadă de formare este esențială pentru înțelegerea personalității de mai târziu. Bineînțeles, autobiografia este scrisă când era deja la maturitate, deci nu sunt jurnalele unui adolescent. Este revăzută și revizuită cu mintea lui ascuțită și maturizată și confruntată cu diverse documente istorice. Ce vreau să spun prin asta? Că s-a prezentat în lumina care îi convenea, mai mult sau mai puțin. Nu e mai puțin adevărat că avem în față o personalitate absolut uluitoare prin trecerea pe care o face. Eu nu m-am gândit niciodată la Churchill ca cel care merge călare și joacă polo, de exemplu, dar nu numai atât, chiar câștigă campionatul de polo în India, în luptă cu alt regiment și este nemaipomenit de mândru de această chestiune, mai mândru de orice, decât de orice realizare militară. Ceea ce înseamnă că la el această mândrie și sete de afirmare era din leagă, să spunem, de la frage de vârstă și indiferent de domeniu. El peste tot trebuia să fie cel mai bun. Culmea e că a fost cel mai slab, ca să nu zic cel mai prost. După rezultatele lui de la admiterea, de la admiterea în colegiu, nici n-ar fi trebuit să intre, pentru că era foarte slab. Și este o anecdotă pe care o povestește, foarte jenantă. Era obiceiul ca întotdeauna elevii unui colegiu să se alinieze în ordinea mediilor. Ori el era la coadă. Zice, nu eram chiar ultimul, că mai era unul în urma mea. Dar după vreo două luni ăla s-a retras. Și atunci eu eram întotdeauna cel care defilam ultimul. Tatălui era o personalitate cunoscută și veneau să mă vadă la defilarea liceului, să-l vadă pe băiatul lui Churchill. Și săracul băiatul lui Churchill era ultimul. Deci lucrul acesta pe el l-a marcat, menționează de câteva ori în această autobiografie. Deci nu a acceptat să fie ultimul. S-a afirmat peste tot, a dorit întotdeauna să fie primul și ceea ce are extraordinar, ca și Tesla de altfel, un lucru început trebuie dus până la capăt. Și în războiul cu Gurii, pentru mine războiul cu Gurii este undeva așa departe, în cartea de istorie, pentru el era realitate trăită. În războiul cu Gurii, spune, trebuie dus până la capăt. Nu putem să-l luptăm numai parțial. Trebuie să obținem victoria finală, dar după aceea să ajutăm poporul să se refacă și este ceea ce a susținut și după primul război mondial. El n-a fost deloc de acord cu acea umilire a Germaniei, care a spus el nu putea să ducă decât la ceea ce s-a întâmplat, adică izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Nu poți să duci un om la disperare, pentru că un om disperat refurge la măsuri disperate. Iată deci un om înțelept încă din copilărie sau care la maturitate și-a desenat copilăria în așa veci, adolescența, cât părea foarte inteligent. Dar este într-adevăr o figură cu totul remarcabilă. Merita într-adevăr să ia premiul Nobel pentru literatură pentru stilul extraordinar în care scrie și după cum vă spuneam, uitați cât este Tesla, uitați cât este Churchill. Eu n-am simțit că obosesc traducând acest material cu un umor atât de fin uneori că este o dantelă, o dantelă stilistică. Vă recomand cu toată plăcerea și încrederea să citiți și felicit editura Herald pentru această extraordinară inițiativă. Eu am început aici, mi-am început cariera la această colecție cu, ce credeți, spovedania marelui Tolstoi, da, deci de la Tolstoi la Churchill, mare diferență, dar și mare asemănare. Colecția mie mi se pare încântătoare. Felicitări! Vă mulțumim foarte mult și fiind de la sentimentul invitațiilor din această seară, le mulțumim doamnei Arcaina Ionescu și domnului Ion Bogdan Lefter cu mesajul pe care deși l-am transmis mai devreme, cât de importante sunt cărțile din colecția autobiografiei editurii Herald și cele mai ales cele prezentate în această
această seară. Autobiografia mea intelectuală, Victor Hugo, invențiile mele, Nikola Tesla și anii tinereții mele, Winston Churchill. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, o seară frumoasă! Foarte bogat.